Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Astăzi ne-am propus să discutăm despre frământările din sistemul medical, căruia i s-a promis marea cu sarea, dar iată că s-a ajuns ca anul acesta aproape nimic din ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate să nu fi fost rezolvat, iar medicii au ajuns la capătul puterilor. Pentru a discuta toate aceste probleme, ne-am întâlnit astăzi cu doamna dr. Gabriela Popovici, președinte al Sindicatului Medicilor din Spitalul Municipal Roman. Bună ziua și bine v-am găsit, doamna doctor! Bună ziua, bine ați venit! Spuneam că paharul nemulțumirilor dumneavoastră s-a umplut și iată că de la o zi la alta dă pe din afară. În ce constau aceste nemulțumiri majore pe care le aveți față de ceea ce vi s-a promis și față de ceea ce s-a îndeplinit? Problemele sunt de stringentă actualitate, dar ele sunt mai vechi, nu sunt de acum. Într-adevăr, din ce în ce problemele se acutizează. Este vorba de salarizarea medicilor, care trebuia de mult mărită, corespunzător, și de asemenea de plata gărzilor și efectuarea programului medicilor, astfel încât să corespundă cu programul de angajare. Fiecare medic în orice spital, ca și structură de program, trebuie să deruleze în fiecare zi 6 ore de activitate, dintre care 5 ore sunt în secție, dacă nu face ambulator, și o oră de contravizită, la care se adaugă încă o oră de zi pe gardă. Ce înseamnă acest fapt? Înseamnă că fiecare medic este obligat să desfășoare o activitate în gardă de 20 de ore pe lună, ceea ce intră în salariul obișnuit lunar. Dacă acest medic efectuează și ambulator de specialitate, o oră, două ore, trei ore, atunci programul medicului este altfel structurat și plătit diferențiat, adică face cele 2 ore de ambulator, face cele 3 ore de secție, face o oră de contravizită și se adaugă o oră din cele 20 de ore obligatorii de gardă pe lună. Cam asta este programul unui medic. Dar știți foarte bine că atunci când sala de așteptare este plină, când pacienții vin la orice oră și oricând doresc, mânați de necesitățile personale, atunci medicul nu poate închide cabinetul din secție și să plece acasă. Și asta implică faptul că de multe ori programul unui medic este mult mărit, nesalarizat, deci pur și simplu stă pentru a rezolva toți pacienții, plecând la 2, la 3, la 4 după amiaza, atunci când sala de așteptare este liberă. Programul gărzilor este altul. Și anume, în orice secție de spital, gărzile sunt obligatorii. În ce sens? Pentru a asigura urgența în secția respectivă. Medicul șef de secție, care are un spor de 25% pentru că face această muncă de manageriat al secției, are obligativitatea de a asigura permanența, urgența, permanența în secția respectivă. El nu poate asigura de unul singur această permanență și atunci medicii care sunt în secția respectivă asigură urgența și permanența în secție prin aceste gărzi obligatorii, dar practic ele nu sunt prevăzute în contract. Și atunci aceste gărzi pe care fiecare medic le execută, care variază de la 2, 3, 4, 5 până la 10 pe lună, ele sunt plătite separat, dar nu este un contract special cu spitalul pentru fiind considerate în afara orelor de program. Deci, practic, ele intră tot în acest program, sunt prevăzute în contractul de angajare al doctorului și sunt plătite corespunzător la numărul de ore efectuate.
Problema care se pune, din ceea ce știu eu, este aceea că toate aceste gărzi, pe fondul acesta al lipsei de personal, sunt supra-solicitante și că practic depășesc puterile fizice ale unui om de a acoperi, de a se concentra într-un domeniu atât de important. Așa cum știți, în baza contractului de angajare prevăzut și de Revisal, ideea este că ce e la Revisal? Atunci când se angajează cineva, da? Forțele de muncă. Oficial, asta este. Ideea este așa, că, de exemplu, asistenții medicali, după ce efectuează o tură de noapte, au liber 24 de ore. Deci se lucrează 12 cu 24. 12 lucrează, 24 liber. Și de asta s-a discutat și se discută în prezent, ca fiecare medic, după ce efectuează această gardă, care este practic de 24 de ore, zicem, deși ea e din 19 ore calculată la plată, pentru că de dimineață de la 8 până la ora 1 ai programul obișnuit, de la 1 până a doua zi dimineață la ora 8 ești de gardă, deci sunt 19 ore. Problema este că atunci, după această gardă, medicul ar solicita măcar să fie liber până a doua zi. Și atunci, din punct de vedere fiziologic, s-ar reface toată structura nervoasă epuizată pe parcursul acestei gărzi. Acest fapt nu este posibil, pentru că asta ar însemna că a doua zi dimineață secția să fie fără un medic, cu un număr de pacienți care nu pot fi văzuți, ceea ce nu se poate din punct de vedere obiectiv și pentru buna funcționare a unei secții. Și atunci medicul care vine astăzi la serviciu de la 8, lucrează până a doua zi la 8, dar își continuă activitatea în ziua următoare până la 14, 15, 16, până își termină de văzut toți pacienții. Se duce acasă să odihnește și a doua zi dimineață la 8 este iarăși la serviciu. Aceste probleme au fost foarte bine discutate și sunt discutate, dar nu se găsesc, din cauza lipsei de personal, posibilități astfel încât să se asigure continuitatea serviciului medical într-o secție de spital. Problemele mai grave sunt în secțiile cu profil chirurgical sau în toate la fel? Nu, în toate la fel. Efortul depus este același, pentru că omul, indiferent, poate să moară foarte ușor în orice fel de secție, și cu profil medical, și cu profil chirurgical. Noi am ridicat, din punctul nostru de vedere al Sindicatului Medicilor, am ridicat aceste probleme la Camera Federativă a Medicilor. Problemele au fost expuse Ministrului Sănătății de-a lungul timpului și mai mult în acest an, ministrilor în 2016, sunt probleme care sunt în studiu. De asemenea, ce am mai rugat noi și s-a luat în considerare faptul că să fie plătit cu 40% din valoarea unei gărzi garda de domiciliu. De exemplu, într-o secție cu profil chirurgical, cum este chirurgia, ortopedia sau obstetrica, ginecologie, un medic care este de gardă poate intra într-o operație, dar îi trebuie un alt medic mâna a doua. Nu poate lucra singur, îi mai trebuie un doctor. Acel doctor stă de gardă la domiciliu. Deci, nu pleacă nicăieri, nu se culcă, nu își face alte activități decât așteaptă telefon pentru a se prezenta în secție. Dacă este necesar, dacă nu este necesar, el tot așteaptă, dar nu este solicitat. Și atunci, pentru perioada cât stă și păzește telefonul, este o tensiune, pentru că eu sunt de gardă, nu pot să fac anumite lucruri care aș vrea să le fac și stau cu emoții că acum sună telefonul și mă cheamă. Pentru aceasta s-a solicitat ca această gardă să fie plătită 40% din valoarea normală a unei gărzi. Și acest fapt este prevăzut în legea 218, dar încă nu s-a implementat pentru că nu sunt elaborate prevederile de punere în practică a acestei legi. Dorim foarte multe schimbări în sectorul sanitar, dar toate aceste schimbări trebuie făcute cu acoperire financiară, dar în același timp trebuie asigurată posibilitatea ca în orice moment al zilei și a nopții, pacienții să poată fi consultați de un medic competent. Întrucât numărul medicilor este redus, dar este redus pentru că în baza legii un medic este angajat la un anumit număr de paturi, nu poți să angajezi câți medici vrei pentru că trebuie să-i plătești, trebuie să ai o justificare,
Atunci încercăm, noi spunem ce avem de făcut, dar din punct de vedere medical ne respectăm programul de activitate, ne respectăm pacienții și ne respectăm din punct de vedere deontologic ceilalți colegi. Bine, spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră sindicatele rezolvat această chestiune și care sunt soluțiile practice de rezolvare a problemei pe care le-ați propus. Cum ar putea să fie acoperit acest deficit de personal din ce în ce mai accentuat, mai ales pe unele specialități? Acest deficit de personal poate fi prin suplinit, prin scoaterea posturilor la concurs și ocuparea acestor locuri, printr-o activitate permanentă desfășurată, prin suplimentarea banilor pe care îi primește un medic, prin creșterea salarizării pe gărzi, pentru că să nu uităm, de exemplu, un asistent, dacă face cel puțin 3 nopți într-o lună, primește între 15 și 25% spor de noapte, suplimentarea salariului. Ceea ce doctorul nu primește. Deci doctorul face între 2 și 10 gărzi pe lună, este plătită ora de gardă la ora de program normal, fără spor de noapte, iar activitatea în cursul nopții la care se adaugă starea de oboseală fiziologică, vă dați seama, este mult mai stresantă decât activitatea de zi. Și practic asta se solicită, suplimentarea salariului, mărirea salariului de zi, sporuri de noapte, și calcularea astfel încât numărul de gări să fie mult mai redus, să fie 2, 3, 4 maxim. Nu ajungem la 10. Este foarte greu. Bun, dar ce se întâmplă? Pentru că deficitul de personal este cunoscut din ce în ce mai accentuat. Problema cu ce se întâmplă și rezolvarea lor este apanajul conducerii spitalelor, managerilor, primarilor care au în subordine spitalul, Ministerului Sănătății. Noi, ca medici, cerem, dar nu sunt eu cea care trebuie să le dau și soluții. Din ceea ce spuneați dumneavoastră, spuneți că o soluție ar fi scoaterea la concurs. S-au scos posturi la concurs, s-au prezentat, care s-au prezentat n-au luat. Păi asta, deci vă dați seama de gradul de pregătire, păi asta nu e vina noastră. Noi stăm și ne facem treaba. Bun. Concret ce solicitați și care e forma de protest pe care o... Nu avem nicio formă de protest. Am discutat ieri cu colegiul medicilor și vă dați seama că nu ceea ce se dorește și s-a propus de către Confederația Sanitară este ideea de a intra de la 1 august în grevă, de la a face pentru gărzile suplimentare... Ce fel de grevă? Grevă, nu știu, întrebați-i pe dumnealor. Greva medicilor, dar noi nu suntem de acord cu această grevă. Vă dați seama că ne suprapunem pe perioada de vară când o parte din colegi sunt în concediu și când colegii care au rămas trebuie să suplinească activitatea medicală și a colegilor plecați. Și noi iarăși am cerut ca cel care suplinește un medic plecat să primească 25% din salariul celuilalt, ar fi normal de suplimentare. Deci, noi nu suntem de acord cu greva. Discuția cu colegiul medicilor s-a purtat și acest contract suplimentar pentru gărzi nu și-are rostul pentru că structura respectivă este inclusă în contractul de angajare al doctorului care se face la angajarea lui în spital și sunt obligațiile de serviciu care trebuie să le îndeplinească și deci noi nu vom face grevă, încercăm să suplinim activitatea și să o desfășurăm în mod normal. Ce dorim? Mărirea salariilor, așa cum s-a discutat în repetate rânduri. Dorim sporul de noapte pentru gărzi, 25%, plată suplimentară. Dorim gărzile de domiciliu pentru medicii cu profil chirurgical să fie plătite cu 40%, în prezent nu se ia niciun ban. Și de asemenea, dacă se poate, în limita posibilului, dorim mai multe libere pe lună acceptate de conducerea unității. Noi avem 10 zile libere pe an, pentru activitatea științifică pe care o desfășurăm, pentru obținerea creditelor IMC,
care sunt obligatorii la Colegiul Medicilor pentru libera practică. Da, dar iată că și aceste credite de educație sanitară obligatorii au fost puse sub semnul întrebării odată cu trimiterea în judecată a celor 77 de medici oncologi acuzați de corupție. Este vorba de acel incident cu firma de oncologie. Dar nu are nicio legătură, nu are nicio treabă. Care-i treaba? Ei consideră că aceste lucruri sunt foloase necuvenite, sunt fapte de corupție, da, obținerea de facilități de la firmele de medicamente. Da, dar nu obținem nicio... Deci s-a considerat că firmele de medicamente sunt cele care sponsorizează prezentarea doctorilor la conferințele respective. Nu. Noi suntem cei care ne plătim această contribuție. Și o declarăm la ANAF, cam în luna aprilie. Da, dar am înțeles că există mari nemulțumiri pe partea aceasta de sponsorizare, deși o prezență la un asemenea congres, am înțeles că uneori depășește 800-850 de euro. Depășește, dacă vrei, te duci, dacă nu găsești o formă mai ieftină de prezentare, cum am avut și noi cursurile care s-au făcut, cum au fost zilele Spitalului Roman, cum au fost zilele Medicale Nemțene, astea sunt mai ieftine. Activități care anul acesta nu s-au mai ținut. Nu s-au mai ținut datorită decalării cu alegerile pe Colegiul Medical, dar s-au ținut zilele Spitalului Roman. Am făcut și noi la Roman, prin sindicat, știți foarte bine, în două rânduri despre cursuri despre somn, somnografie și implicarea ei asupra structurii medicale. Deci te duci acolo unde îți convine. Deci chiar nu au fost sponsorizări de firme în ultimul timp și nu avem. Dar am înțeles că și de firmele sunt reticente la reticente sponsorizare. Pentru... Foarte bine, erau niște obiceiuri, ne prindeau bine când erau, dacă nu sunt. Deci, ce să vă spun, cu sau fără aceste puncte de credit, creditate. Deci, cu sau fără aceste puncte care sunt obligatorii prin Colegiul Medicilor. Noi, ca medici, trebuie permanent să ne punem la punct cu ultimele descoperiri în materie de specialitate. Cu tot ce se întâmplă, este problema de socializare și de informare rapidă. Altfel, rămâi plafonat la nivelul anilor 1990, toamna, când ai terminat specializarea, de exemplu, și nu mai știi nimic ce se întâmplă, te faci de râs și atunci și adresabilitatea pacienților este foarte scăzută, deci câștigul tău este foarte redus. Am înțeles că dacă anul trecut erați mulțumiți de acea majorare cu 50% și spuneați că lucrurile sunt ok, iată că acum, netranspunându-se în totalitate în practică, vă creează mari dificultăți. Mari dificultăți pentru că vrem, vă dați seama că nivelul de trai a scăzut, cheltuielile au nivelul de trai necesit. Tățile pentru a crea un trai bun cresc, am vrut să spun că cheltuielile cresc și atunci este normal ca și salarizarea să crească. Problema este că acest nivel de salarizare este asemănător pentru medici, pentru învățământ, pentru poliție. Cum începe cineva să spună că vrea, imediat doresc și ceilalți. Asta implică cheltuieli foarte mari din punct de vedere financiar, ceea ce nu se poate realiza. Și am înțeles, nu se poate, nu se poate. Mergem mai departe. Credeți că dacă am intra în grevă, s-ar rezolva ceva? Nu. Bun, ți-ar trage un semnal de alarmă. Dar semnal de alarmă tot tragem, dar îl tragem în modul nostru. Știți foarte bine că în primăvară am fost în grevă japoneză. Toți medicii, colegii mei, am purtat, inclusiv eu, ecusoane pe care scria grevă japoneză. Bun. Și care sunt rezultatele? Că toate cerințele noastre au fost sintetizate, reprezentanții noștri s-au prezentat la minister, au luat legătura cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanțelor și de atunci problemele tot se discută. Deci rămâne ca o masă rotundă, permanentă, în discuții permanente. Nu se pot lua hotărâri, chiar dacă se încearcă creonarea unor anumite legi, noi înțelegem lucrul ăsta. Problema este că aș vrea să o înțeleagă și pacienții și atunci când ni se adresează să o facă în mod politicos, în mod normal și să vină la spital sau la medic numai atunci când este absolut necesar.
Da, se mai întâmplă și invers? Da, se întâmplă și invers. Se prezintă, de exemplu, în gardă, într-o gardă unde ești foarte obosit, supra-solicitat, cu tot felul de solicitări din partea dumnealor, cu un ton extrem de ridicat, că într-un fel ești obligat să-i rezolvi problema pe loc, chiar dacă problema dumnealui datează din urmă cu 3 luni, când s-a înțepat într-o așchi, de exemplu. El atunci vrea rezolvat, ori atunci mai sunt vreo 3 care trebuie rezolvați, dar văzând pacientul îți dai seama că gradul lui de risc, deci acutizarea sau gradul de mortalitate, să-i spun așa, este mult redus la pacientul respectiv și atunci îl las să aștepte, asigurând asistența de urgență unui accidentat, unui infarct, unui pacient care are într-adevăr probleme cu risc vital. Scandalul cine îl face într-o sală de așteptare? Cel care nu are nimic. Ăla face scandal, pentru că ăla care săracul mai are o leacă și se duce, sau este foarte grav, cu durerea acută, cu stare de leșin, ăla tace. Deci, întotdeauna, și noi știm lucrul ăsta din experiență, întotdeauna te ocupi de pacientul care tace, nu de pacientul care te înjură. Că ăla care te înjură, dacă poate să te înjure, atunci nu prea are mare lucru. Iar ăla care tace și îl vezi că e alb la față, palid, cianotic sau ce mai are, de ăla te ocupi. Dar a rezolva un pacient este într-un timp variabil. Nu am rezolvat un pacient exact ca la teșgheala alimentară, i-am dat bonul, mi-a dat bani și s-a rezolvat în 5 minute. Aici poate dura între 5 minute și 2 ore, timp în care celălalt așteaptă. Deci nu avem cum face altfel. Asta e evoluția. De asta, dacă un pacient are de 3 luni o problemă, îl rugăm să se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie care trebuie solicitat în primul rând, în ambulator, ziua. Nu vii noaptea la spital și aglomerând, supra-aglomerând centrul de primiri urgenții, pe urmă mergând pe liniile de gardă, pe laboratoare de radiologie, laboratorul de analize, supra-soliciți. De ce? Tu vii noaptea pentru că știi că sigur ți se face ceva, nu? Nu-i corect. De asta spuneam, apelăm și la pacienți pentru a înțelege problemele care sunt. Noi suntem de bună credință, dorim să ajutăm pe toată lumea, dar într-un timp, unul așteaptă mai puțin, unul așteaptă mai mult. Dar imediat îți dai seama de gradul de gravitate al bolii pe care pacientul îl are. Vă aflați în perioada de semnare a contractului cadru. Iată că și aici nemulțumirile dumneavoastră țin pe de o parte de reducerea numărului de paturi în județul Neamț cu 20 de paturi și așa erau puține și așa erau insuficient plătite, pe de altă parte asupra lipsei de înțelegere a celor care semnează contractul cadru față de majorările de costuri din sistemul medical românesc. Pe de o parte sunt nemulțumiți medicii de spitale, pe de altă parte și mai nemulțumiți medicii de familie. Medicii de familie am înțeles că sunt nemulțumiți, dumnealor au problemele lor. Din punct de vedere al medicilor de spital, contractul este semnat cu direcția spitalului, deci medicii din secție nu sunt implicați în acest fapt. Practic, noi respectăm ceea ce ni se transmite. Deci conducerea unității semnează cu casa de asigurări. Bineînțeles, este pe punctul de a semna în 29. Bun, dar se face, cum să spun, în limitele bunului simț și încercând să se obțină cât mai multe avantaje pentru spital, iar mai departe pe secții se transmit indicațiile care trebuie respectate. Deci medicii de pe secție nu sunt cei care sunt implicați direct în această negociere cu casa de asigurări, sunt cei care se conformează. Și ne conformăm. Deci noi bun, aici nu avem nicio problemă de spus. Reducerea numărului de paturi de la an la an, 20 de paturi în fiecare... Asta s-a pornit din anul 2000. Din 2000, reducerea numărului de paturi într-una s-a redus. Asta este economia națională. Dacă așa se consideră că pacienții pot fi tratați ambulator, atunci îi tratăm ambulator. Pacienții oricum sunt. Ei oricum vin. Și atunci se va face o selectare, se va merge mai mult pe muncă de ambulator, iar în secții vor rămâne cei numai care chiar necesită supraveghere permanentă. Punerea sub lupa sistemului medical românesc
cu gravele sale derapaje de la fenomenul Hexifarma încoace, cu tot mai multe dezvăluiri, uneori inimaginabile, cum sunt cele de la Spitalul de Arș în București, în care musca se găsește pe plaga, depune ouă pe plaga bolnavului. Sunt realități ale sistemului medical românesc sau sunt, în opinia noastră, exacerbate? Nu, astea sunt cazuri izolate care există. Sistemul sanitar românesc este așa cum este și noi trebuie să-l ducem mai departe. Îl considerați bolnav, șubred, pe cale de se șubrezi, care ar fi calificativul pe care l-a acordat acestui sistem? Este un sistem care este bun, este loc și de mai bine, poate fi și mai bun, dar nu poți, fiind în interiorul lui, cum să vă spun, ideea este așa, că noi ca medici încercăm să facem față acestei situații. Eu nu cred că sunt cazuri izolate. Deci, în zona noastră, sistemul de sănătate este bun. Ați văzut că toate controlele care au venit pe Spitalul Roman, toate au fost cu succes. Acreditarea spitalului a fost un succes. Deci, eu nu pot să generalizez o structură din totdeauna. Deci, eu am o vechime de 35 de ani în domeniul sanitar. Întotdeauna au fost puncte slabe la nivel național și puncte forte. Noi suntem, nu suntem forte, dar suntem foarte bine. Noi, zona Romanului, și noi încercăm să ne facem munca și treaba în condițiile prezente, adaptându-ne la situații. A începe să blamez, a începe să vorbesc de rău ceilalți colegi de la celelalte unități, nu ar fi, ar fi în primul rând în defavoarea mea, pentru că nu știu situația exactă care a fost atunci și care a fost la ei. Fiecare încearcă și depinde enorm de mult de manager și de felul cum își coagulează în jurul lui toată structura medicală a spitalului și organizarea a fi un bun gospodar și ca manager și ca șef de secție, deci pleacă de la tine. Deci eu nu pot să arunc cu piatra în celălalt până nu mă văd foarte bine pe mine și până când nu am încercat eu la nivelul meu să fac tot ce a fost omenește posibil. Și dacă încerci să faci tot ce se poate, nearătând cu degetul în stânga și în dreapta, atunci situația este la superlativ. Și știți foarte bine că în zona noastră nu au fost probleme de niciun fel. Care ar fi lucrurile care ar trebui totuși corectate la acest sistem medical per ansamblu? Vorbesc finanțarea. Și particular la... Deci per ansamblu finanțarea care trebuie să plece pe spitale cu mai mulți bani care să implementeze în aparatură, în structură, în număr de paturi. Degeaba reduc numărul de paturi și țin bolnavii 2 în pat, pentru că bolnavii ăștia sunt. Să nu uităm că avem o populație îmbătrânită, tineretul a plecat în Spania și Italia și avem alte țări care îl îngrijesc. Dar bătrânii au rămas aici, acești bătrâni nu se pot îngriji singuri la domiciliu, nici măcar să-și ia pastilele. Deci când se spune, ai internăm cei care necesită intervenții chirurgicale, cei care necesită injecții la 8 ori, la 6 ori, la 4 ori. Bun, dar cu ceilalți ce facem? Și atunci pacienții sunt la etapa de vârstă care o avem îmbătrânită, media de vârstă la noi în zonă este de 65-70 de ani. A reduce numărul de paturi este o crimă împotriva umanității. Pentru că pacienții tot vin și eu nu pot să-l trimit acasă pentru că îl văd că e bolnav și atunci îi pun 2 în pat. Ceea ce contravine normelor de igienă și a sistemului antiepidemic și atunci tot eu ca medic ies rău, primesc amendă și toate celelalte, dar măcar știu că am salvat un suflet care mi s-a adresat cu mare încredere. Și atunci nu reducerea numărului de paturi ca să mă încadrez în bugetul care l-am, ci mărirea bugetului pentru a face față societății în care trăim. Ce va face sindicatul pe care îl conduceți în perioada următoare pentru a corecta cât de cât aceste anomalii? Sunt făcute toate demersurile către Camera Federativă a Medicilor, demersuri care mai departe sunt discutate în interiorul cartelului Alfa, la care suntem afiliați și împreună cu Ministerul Sănătății și așteptăm rezolvarea lor amiabil
Deci noi nu vom ieși în grevă, ne vedem de treabă, pacienții să ni se adreseze cu încredere, dar numai atunci când starea sănătății necesită acest fapt. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru plăcere. Informațiile care ni le-ați dat și vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos, numai bine!